Nu totdeauna ți-a gura foc fără să-ți dorești. Într-adevăr, e o rețetă super, super minunată. E nebunie! O să vă placă rețeta aceasta de numai. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie. Am o mâncărică pe cinste ce așteaptă să fie savurată cu picăreală. O bunătate. O bunătate plină de caracter, plină de curaj. Pentru că dacă ai ardeii potriviți, ei la sănătoasa, nu alta. Dragii mei pofticioși, salată picantă. Zilele trecute am avut un pofticios ce mi-a sugerat. Da, șef, tu nu faci o picăreală? Și eu zic, Doamne iartă-mi aia picăreală. Hai să-i dăm cu căutare. I-am dat cu căutare și ia că dă-mă în fața faptului împlinit. Picăreală. Sau cum se zice pe la noi, salată picantă, cu ardei iute. Că am prins acum vreo câțiva zeci de ani, să fie vreo 20, cred, sau poate mai mulți, cine știe. Mama a făcut, probabil din greșeală, a făcut o singură dată, mi-a plăcut, dar am uitat de ea. Și acum a venit momentul să o aduc înapoi, în prim plan. Dragii mei pofticioși, pentru că m-am apucat de gătit serios, e bine, iată-te, pregătesc salată picantă. Ingredientele ce le am aici le găsești acolo jos în descriere. Acum am să mă apuc de pregătit pentru voi și pentru ai mei bunătate de salată picantă. Picăreală, picăreală, picăreală. Unde pleci, Constantine? Stai o leacă, că mai e treabă cu tine. Oare magia nu o funcționa ca să scap și eu așa de toate legumele astea gata curățate și aranjate? Doamne ajută, Doamne ajută, hai că poate să îndeplinești și dorința asta, ia să vedem, ia să vedem, țineți pumnele alături de mine și strigați o dată în cor, 1, 2, 3, și tot aici a rămas, nu se poate, Constantin, vină tu, vină cu aia și tu, poate la tine merge magia, că eu poate nu pocnesc din dește, și ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă, da, am venit eu, Constantin, că ăsta nu se pricepe la magie, și fii atent aici, 1, 2, altă treabă, nu? Iată, l-am rezolvat. Atât s-a putut. Și să-i faci. Ce a făcut aici, stai? O curățat o capi, niște ardei grași, niște șeapă acolo, dar de... Ne-o lăsat nici. Ne-o lăsat nici, nu... Nu mă văd ghinic, trebuie să mă transform în chirurg. Ia ca așa. Că ăștia o avea caracter, nu avea caracter. O să vedem când o să gustăm salata. Deocamdată e o necunoscută. Nici n-am gustat din ei și nici nu vreau. Pentru că n-am șorbă alături. Și nu mănânc decât cu șorbă sau pe la sarmale, pe la ardei, de astea așa. Bun, hai să trecem la fapte mari și să aduc mănușile de chirurg și să încep treaba. Nu vreau să se lase așteptată. Și hai să mă apuc de tocat. Măcar atâta, la muncă să meargă magia. Și iaca a funcționat, mă pus la treabă. Și să-i faci, n-ai și să-i faci. Hai să-ți arăți și trebuie să faci. Iaca, am aici un chel de ardei de ăsta gras, galben, alb, verde, portocaliu, de care găsești. După cum vezi, e curățat de semințe, e curățat de cotor, îl tai și eu în sferturi și după aia ia ca așa, în fășuțe de, să zic, un centimetru lățimi. Uite așa. Dacă îl vezi mai lat așa puțin, îi mai faci niște treceri să n-ai bucățile de ardei prea mari. Să fie așa ca pentru o salată, să-ți încapă în gură, să nu te chinui. Dar nici foarte mici, că nu faci zarzava, da? Atenție! Chiar dacă una e mai mare, una e mai mică, nu e nicio problemă, așa e în viață. Câteva momente mai încolo. Apoi trec la căpiat, nu la nebunit, că oricum îți dus, dar trec la capia. Eu le mai spun căpieț din când în când. Și da, dragii mei pofticioși, țin să menționez că tot ce am eu aici e în stadiu de necurățat. Nu necurățat în sensul de nespălat, ci necurățat în sensul de cu semințe și cu cotor, da? E cântărit brut. După ce l-am curățat de semințe și de cotor, a rezultat cât a rezultat din kilogramul ăla. Așa că să-i dau dinainte cu căpiatul. Nu eu, Constantin. Tot așa îl tai ca pe ardeiul gras. Dacă vrei poți să pui și ardei gras roșu, dacă vrei poți să pui și ardei gras verde. Dacă vrei poți să pui și gogoșar, că și ăla merge. Doar că poate e mai interesant de tăiat. Adică nu-i mai mult. Nu consum foarte multă energie cu tăiatul căpiatului, că n-are sens. Când gătești, trebuie să gătești mereu cu plăcere și din dragoste, să-ți iasă ceea ce trebuie mereu gustos și delicios. Hai, lasă porologia și fără de salata asta picantă, că tare ni poftă de ea. Asta e. O leacă mai încolo decât 3 minute. Dragii mei, dragii mei, vine rândul la șapă, băi, băleu și mă așteaptă. Dar ține-o minte că în trecut, ăsta cu S mic, Zis și Paul și mai nou Constantin, avea un truc.
L-am adus cu mine. Și zic așa. Unul întreg și unul răsflat. I-ajungi. Astea două, unul cu pușioasa intact în față și unul cu pușioasa intact în față. Amelie cu capul ăsta în față, da? Băgăm în gură și nu mai vorbim. Și acum ar trebui să... Și că nu mai vorbim. N-ai cum nici cu bieță în gură să mă oprești. Ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Da, dar și când am să mai plâng. Sper să și adevărat că altfel e jale. Și eu și accentul moldovenesc am când stau cu bieță în gură. Nici mie nu vine să cred. Mai câtă de una aș vorbi numai așa moldovenește, dar... Mai schimb și eu accentul să par ca aș fi din zone diferite ale țării. Să mulțumesc pe toată lumea. Ne-am uit și zic, de 3 ani zile fac și eu cinematecă la mine acasă și m-am cam dat și eu cu tătii. M-am uns cu tătii ale fiile. Hai să tai și apă. Uite, tai cotorașul și tai tot o fideluț, peștișor. Sper să mă ustru ochii că e jale. Și apa asta de la magazinul cu capă mare e jale. E la ofertă, dar arde din numai la ochi. Să-mi șiep prin treaba. Ia ca să întrezi și unghiile, că nu le-am tăiat. Uite, îți ghini. De fapt le-am tăiat, le-am aranjat o leacă, dar nu le-am tăiat cu cuțătul. Și continuăm până când dăm un chel de șapă prin cuțăt, tăiat fideluță. Deocamdată ghini și la ochi, asta înseamnă că trucul funcționează. Cele mai lungi 5 minute. Dragii mei, ăsti afăr și nevătămat. Am dat o leacă să plâng, dar e acolo la limita limitorum. Nu știu cum se face, dar funcționează. Așa că dacă te vede cineva cu bietul în gură, să-i explici cât ai și apă. Unul aprins și unul stâns. Ia fi atent. N-am nicio treabă. Tot e ghini. Deocamdată sunt mulțumit. Și de șapă și de maimuța de Paul. Hai să continuăm. Dragii mei, treaba sună cam așa. O oală și nu scap de biețe până când nu rezolv cu șapa. Pun aici oala. În oală iau să pun șapa. Ia ca așa. Trag puțin oala pe mijloc. Am scris mai ghine așa. Și cred că pot să risc să scap și eu de biețele astea. Le pun aici deocamdată în cazul în care se alarmează lucrurile. Le dau înapoi la subsemnat. Acum am să pun kilogram de ardei gras. Ați văzut și voi cum am tucat. Am să pun kilogram de ardei capia. Am să pun și 150 de grame de zahăr normal, vreo 4 frunzulițe de dafin, proaspăt cules din grădină, o lingură rasă de muștar boabe, e ceea ce trebuie, te asigur, o lingură rasă de boabe de piper, 50 de grame de sare, sare pentru murături, dacă ți se pare sărățica nesărată, ei bine mai pui sare. Însă să știi că rețeta aceasta, din ce am studiat pe la doamna Gina Bradea, funcționează foarte bine și fără zahăr și fără sare. Da, în cazul în care ai probleme cu diabetul sau cu tensiunea, poți să scoți și sarea și zahărul din ecuație și pui restul. Stau foarte bine în oțet simplu, fără nicio problemă. Acum dacă ai să mă întreb dacă oțetul dă cu virgul la diabet și la probleme de tensiune, ei bine, ar trebui să întrebăm pe doctor Cezar, mai încolo, data viitoare, poate ne răspund el într-un video separat și nici știe. Pun și sarea, că eu n-am probleme nici cu tensiunea, nici cu diabetul, deocamdată, sper să nu știe nevoie niciodată. Doamne ajută și totul ghine la toată lumea. Aici, dragii mei, am și jumătate de kilogram de oțet, oțet de 9 grade. Da, oțet de 9 grade, de asta folosesc. SA, nu SRL, ci că ăsta de SA e mai serios, ăla de SRL... Na, așa am învățat de la mama soacră. Ea mi-a zis, ăla mai bun e diesa. Pun aici. Iar peste am să mai pun și 300 de mililitri de apă de la robinet. Un elixir al sănătății și al purității. Pun și apa. Și dragii mei pofticioși, amestec în ele. O leac. Cu linguroiul luat de piperete. Ia uite așa, amestec tot. Să întâlnească oțetul, sarea, zahărul. Toate ingredientele. Și stați liniștiți, și apa, și ardeiul capia, și ardeiul gras, toate lasă zamă. Așa că ce am pus e super suficient ca lichid. S-ar putea să mai și rămână. Vedem. Dacă rămâne, nu aruncăm, că putem să o folosim la ciorbițe, că vorba aia, le acrim cu oțet. Ia uite ce bine arată. În momentul acesta mi-a revenit și eu cu ochii. Ceapa e rezolvată de-a binelea. A primit și sare și oțet și i-am cam anulat efectul. Nu mai am probleme. Acum bețele le păstrez pentru la anul, când îi faci din nou. Deocamdată dau puțin deoparte, mai fac puțină ordine și mă ocup de ardeiul
iute. Am jumătate de kilogram de ardei iute. Îi tai cotorașul, îl tai pe jumătate, ia ca așa. Folosindu-mă de o linguriță, iau și curăț ardeiul de semințe și de nervuri. Dacă vrei și îți place caracterul de numa și n-ai probleme cu semințele, căci nu-ți cauzează inflamații la stomac, ei bine, poți să lași cu tot cu semințe. Asta în cazul în care vrei. Dacă nu vrei, faci precum mine. Și eu nu vreau. 1. Nu-mi plac semințele. 2. Arată mai bine parcă în genul acesta. E pierdut prin sălățică și nu știi de unde te lovește și cum să-l dai deoparte. Că n-ai cum să-l dai deoparte. Hai să continuăm. Cotorul și pe din două. Și iar nervurile. Și tot așa până când termin totul de pregătit. Hai că nu mai durează mult. După o eternitate. După o eternitate. Și iată, dragii mei pofticioși, după lupte seculare, care au durat 10 minute, am terminat și eu ardei iute. Nu au durat 10 minute, dar mă dau și o mare cu dura mai mult ca să vedeți voi cât ești de harnic și muncitor. Dar, dragii mei, grămăjoara asta a fost cândva 500 de grame de ardei iute, acum e minus cotorașul, minus semințele, nervurile și ce mai conțin. Nu le mai cântăresc, așa procedezi și tu, nimic mai simplu. Hai să fac puțină ordine și revin către tine cu noua etapă. Așa că trecem în etapa următoare. Și acum am să iau ardeiușii ăștia, pun și eu așa cât pot clai peste grămadă, îi aliniez mai degrabă și iau și îi toc. Cum îi toc? Fâșiuțe, precum ardeiul gras și ardeiul capia. Ia ca așa. După cum vezi, e frumos colorat, avem și verde, avem și galben, și portocaliu, și roșu, niște nuanțe tomnatice potrivite pentru sălățica asta picantă. După 7 minute. Și acum, dragii mei pofticioși, nu facem altceva decât luăm bunătatea asta de... Nu-i bunătate, e iuțeala de pe lume. Luăm restul de ardei după ce am curățat și punem peste bunătatea de ceapă cu ardei gras, cu ardei capia și alte mirodenii ce le-am mai pus eu pe aici. Uite așa. Ia câtă ce bine arată. Mai trec așa de câteva ori să amestec totul. Că până acum a stat și semănat și ceapa și ardeiul gras și ardeiul capia a lăsat zeamă suficientă. Și numai bine acum când am pus și eu ardeiul, uite, e picăreală în toată regula. Pișcă de numă. Acum, dragii mei, ce rămâne de făcut decât să pun totul pe foc? Da, ai auzit bine. Și nu fac altceva decât am să-i trag un clocot scurt. Nu mă interesează să zăpăcesc legumele ce le-am pus, mă interesează doar să le trec așa prin puțină agitație. Să le înferbânt odată, după care să mă opresc. Ca la ardeiul iute. Și slavă Domnului, am o rețetă de ardei iute nemaipomenită. De fapt, am două, în două moduri diferite. Am și ardei iute în oțet, cu zahăr și cu tot ce trebuie, și am și ardei iute în sos tomat. E genială rețeta aia, genială. Bine, și cealaltă e la fel de gustoasă, dar te invit să o încerci pe aia în sos tomat. E nebunie, nu alta. Și dacă vrei și gogoșar, am și gogoșar la oțet, am și gogoșar cu conopidă, am și gogoșar umplut cu vinete. Ce să mai, o nebunie. Acum e rândul la picăreală. Hai să o pun pe foc. Dau drumul la foc. Și las focul mare până când începe să fiarbă. Iar când începe să fiarbă, 2-3 minute agit și eu cu lingura prin oală și cam aia e. Între timp, nu uita să dai iama și la cuptor, unde ai pus borcanele ce le-ai spălat în prealabil și dai drumul la cuptor la 150 de grade, să le sterilizezi. Da, așa procedez eu, 15 minute la 150 de grade. Sunt numai bune de folosit ulterior. Numai bine intrăm în temperatură și cu sălățica și cu borcanele, treaba bună, hai! Să dau drumul la cuptor. O leacă mai încolo decât 3 minute. Hai să mai temperez puțin focul că e aragazul nou și are putere. Trec de câteva ori să agit spiritele. Ia uite ce bine arată. Și numai le înmoi așa puțin și gata. Aș zice eu că le blanșez puțin. Hai, din momentul în care începe să fiarbă 2-3 minute, nimic mai mult. Și între timp e gata și acolo. Cam 10-15 minute zic eu că am ieșit cu toate de-a gata. Abia aștept să gust să văd ce o să iasă. Abia aștept. Dragii mei, totul e gata. Am aici minunata sălățică. După cum vezi, clocotește foarte bine. Am să opresc focul. Și în partea cealaltă la cuptor m-a anunțat că sunt gata și borcanele. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să iau borcanele și să le umplu cu sălățică. Nimic mai simplu. Să-mi iau mănușile și să aduc borcanele.
Și iată așa, pun și eu câteva. Și acum, dragilor, fierbintele de aici intră în borcare. Fără să dăm pe jos, să facem prea multă mizerie. Și după cum vezi, pun doar salata deocamdată, partea lichidă la final. Deocamdată umplu borcanele. Pun aici. Dacă vrei, poți gusta de sare, de piper, dacă vrei. Dacă nu, ai încredere în spusele lui șef ăsta, Paul. Așa, și continui până când umpli borcanele, termin toată sălățica asta. Dragii mei, deja îmi plouă în gură, căci sălățica asta o să meargă de minune la o fripturică, chiar și la o ciorbiță, o mâncărică, pe post de murătură picant, așa, murătură la oțet. Abia aștept să încerc și să vă spun și vouă cum a ieșit. Hai, umplu borcanele și le vin către tine să-ți spun și ție cum e la gust toată minunea asta. Să văd dacă seamănă cu aia care a mâncat-o când eram și eu mai tânăr, acum vreo 25 de ani. Că de atunci mama n-a mai făcut. Și poate îi amintesc că ar fi cazul să mai fac. După 3 minute lungi. Și iată, dragii mei pofticioși, am ajuns și în etapa aceasta. Și acum nu rămâne altceva de făcut decât să iau zeamă rămasă de la sălățică și să pun în borcanele, până în buza borcanului. Unul e gata și stai liniștit. Dacă cumva îți rămâne zeamă de asta, așa cum am spus mai devreme, la ciorbiță vei acri ciorba ceva de zile mari. Puțin caracter, exact ce trebuie. Aia îmi plouă în gură deja. Mi-a stănit o poftă sălățică asta de numai. Abia aștept să mănânc ceva cu ea. Cam asta e. Și eu și pun capacul. Strângi bine, verifici să vezi dacă curge sau nu, e etanș și ceea ce trebuie, capacele să fie noi, totdeauna noi, spălate bine, bine, bine. Eu personal nu le bag la cuptor pentru că, ai văzut, n-a ținut. Îl schimbăm și punem altul. Strângem bine, verificăm. Eu personal capacele nu le bag la cuptor, preferă să le spăl bine, bine, bine și n-am avut până acum probleme niciodată cu ele. Și continui până când pun la toate capacele. Dragii mei pofticioși, iată, am făcut o sălățică picantă, picăreală, cum se zice. Nu prea am folosit termenul acesta, la noi se spune salată picantă. Am mâncat-o singură dată în viața mea când eram mai tinerel. De mult, tare de mult. Și a venit momentul să fac și eu din bunătatea asta, să vă spun și vouă cum a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu. Că vorba aia, nu totdeauna ți-a gura foc fără să-ți dorești. Sau cum era? În fine, n-are importanță, Constantin, eu un amețit oricum. Nu rămâne altceva de făcut decât să iau și eu gură. Sper să nu trebuiască sănătoasă și să nu fie prea picăreală. Hai să vedem ce a ieșit. Dacă e ce trebuie sau nu. De arătat, arată bine, colorată, e colorată, în borcane îi stă bine. Pentru iarnă e nemaipomenită, la fripturică, la ciorbițe, la o varză călită, unde ai nevoie, acolo o folosești. Am și rețete pe canalul meu, numai dai așa o scurtă căutare și găsești și varză, și fasole, și de toate. Toate ciorbele de pe lume, toate sunt acolo. Hai să vedem cum e. Uite așa, am să iau și eu cu puține emoții, da? Să sperăm că e bine. Hai! Wow! Mamă, cum e! Dragii mei, e picantă, dar nu te rupe. Dar ce gust are! Combinația asta de dulce, de acrișor, de la oțet, cu ceapă, cu ardei gras, cu ardei capia. Nemaipomenit! Într-adevăr, e o rețetă super, super minunată. Și ați văzut și voi că am luat o lingură sănătoasă, aș zice eu, dar nu m-a ușis. Nu m-a ușis deloc. Dragii mei, e nebunie! O să vă placă rețeta aceasta de numai. Și da, seamănă cu ce am mâncat în tinerețe. Mamă, mamă, mamă. Mai că am curaj să mai încerc o dată. Cum e ceapa asta murată cu ardeiul capia, cu ardeiul, uite. Ce să mai, domnule? O nebunie. Mamă. Wow. Pe deplin, nota 10. Mulțumesc celor care mi-a recomandat-o. Mulțumesc că mi-a amintit de ea. Și da, într-adevăr, e o sălățică pe cinste. O sălățică ce merge foarte bine cu mâncărurile astea tradiționale românești, pe care, apropo, le găsiți pe canalul meu. Așa că, dragii mei, acestea fiind spuse, ce să vă mai zic? Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, iar pentru toate acestea vă mulțumesc. Și până data viitoare, când ne vom revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de sălățică, picăreală, îi zice, eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și am plecat să o savurez, am o mâncărică pe cinste ce așteaptă să fie savurată cu picăreală.
Băi, dar e bună, mă. E bună, rău, nu alta. Ha! Te-am pupat, te-am îmbrățișat, l-am luat picior mic și am plecat. Pa, pa, toate cele bune! Pa!